Deci, bunica lui Angie o să vă facă un chec. Mie îmi place foarte mult cum face bunica lui Angie chec. Și ne-am gândit să vă facem bucuria asta, să vedeți ce frumos face bunica lui Angie un chec. Și acum pregătește și o să facă în cuptorul ăsta. Chiar au spus că e rușine să facă în el. Dar e cuptorul ei preferat, îl are de foarte mulți ani. Da, poate să fie și 30 de ani. Da, acum așa. Da? Și nu, nu vrea să renunțe la el, din cauza că... Face foarte bine și nu. Până la urmă trebuie să-mi schimb, că deja nu mai am ce să-i fac. Că e urât de tot. Dar... Dar face treabă bună. Coace bună, coace bună. Să știi că coace foarte bine. Asta contează. Da. Nu scot de aici nimica. Bă, da, trebuie să faci și alea. Ia o hârtie alea și pun altă hârtie. Ok. Ai și spuiții? Da, uite, alea ai tu. Mie așa îmi place să fac chegul ăsta cu mere. Că vine mai pufoasă și morcuță și moale, așa. Așa îmi place mie. Nu. Am mai mâncat acum mulți, mulți ani la dumitale chec cu mere și mi-a plăcut tare mult și am rămas surprins ce ușor l-ați făcut și așa de repede. Vrea mai mult de o oră, 20 minute să coace, mai mult pregătitul e. Așa pătrățele vreau să-l fac, merele, nu răzălite, așa. Și atunci când vine în aluat, așa de faine sunt. Uite că am făcut și cu stafide. Și așa s-o uscat, așa uscățios s-o fost. Dacă mărul lasă un pic de apă. Da. Nu știu, bine pic așa, și așa mult îmi place. Famin de drag de puiți. Vrea să zboare, dacă erau mai mulți. Ați cocoșei oare? Acum nu se vede. Parcă nu-s cocoșei. Ca să vede. Mă, nu acum de-abia începe să crească un pic de creaste. A câte zile au? Nu, o săptămână. Are o săptămână. Acum mă, o săptămână. Vita mea. Da. Ce te joci acolo? Aia, Kiki. Cu Kiki? Ăla care a cumpărat tati? Da, tati, da. Da. De aceea cu hârtie să... Natalia, îți place aici, mami, la șofronia? Da. Șterge-l bine, șterge-l bine acolo. Hai să ușor de tine. Mai pune un scurt de măr. Oare i-ar fi plăcut la bunicul de Natalia? Dacă am mai fi trăit. Cum să nu-i placă eu plăcut lui? Cum? Dar a fost Natalia. Nu a fost născută când a murit el. Ba, când a murit, a fost născută Natalia. Da? Da, că ea în iulie s-a născut și el iarna. În decembrie a murit, da. Da, dar n-a văzut, nu a apucat-o, așa? N-a văzut, el nu a mai putut, mă, în ultimul timp el nu a mai putut să mai plece de acasă. Nu a mai putut să mai, el s-a simțit așa, cum s-a simțit și...
Nu, nu am mai plecat de acasă. În 2017 murit, am crezut că nu e înainte. În 2017. În decembrie. Câte mere au fost? Un măr și jumătate am, dacă mi se pare că e prea puțin. Măcar că a fost destul de mare, dar o vedem cum. No, bine, asta e gata. Mă să spargem ouăle. Ok. Dar eu aș vrea să nu mă fixez că... Nu? Eu am vrut să nu vă arăt, că mi-a fost rușine. Dar eu așa am făcut, sparg ouăle, toate așa. Și, pe urmă, iau gălbenușul și vă arăt cum să ia gălbenușul. Ușor să ia și tot albușul să disface după gălbenuș și rămâne curat. Pentru că odată clojului, când le disfaci, aici tot mai rămâne, uitați, tot mai rămâne atâta albuș. Socotind la 9 ou sau la 10 ou când le faci, nu e păcat să le arunci. Am înțeles. Nu e păcat. Și asta mai pufos dacă le iei așa? Da, și așa este mai pufos. Când se disface, uite, îl strânge așa în degete și uite, tot a ieșit afară. Am înțeles. Păi asta e un lucru foarte, foarte interesant, da. Care eu unul n-am știut. Uite. Și îi... Eu zic că e benefic să știe și mai multă lume. Acum că acum, îi luate în mână... Lumea, că lumea că zici, dar oricum te speri pe mână, e mâna noastră. O, ne știm, ne îngrijim, dar uitați cât de fain este. Da. Uite. Interesant. Îl strânge aici o țâră și uite-l cum se desface. Gata. Gata. Da. Cine vrea să facă așa, cine nu? Cine nu face cum vreau. Deci ăsta-i secretul că e așa checul dumitale așa de fain și de pufos. Da, da. Și atunci ai uite, iese curat, super, curat. Da. Acum se poate bate astea, să spală pe mâini, tine și că te spui pe orice dacă ai apă la... Ideea e suficientă, ideea e ascunsă, dar sunt nespărăți, uite-vă, nu? Și așa. Le bat cu mixerul? Le bat cu mixerul? Sau? Sau ți le bat eu? Bat, le repede să bate. Da, da, aia zic. Le bat eu repede și atunci... Bătător. De mult n-am mai văzut de bucătătorul. Nu mă lăsați pe mine. Să o faci tu? Ce ajutoare am aici, n-aveți de grijă. Hai, lasă-mă pe mine. De mult n-am mai văzut. Nu, lasă-o pe Angie să bată. Lasă-o pe Angie, să nu te obosești. De mult n-am mai văzut de bucătătorul ăsta. Și să faci spumă? Da. Uite așa, vezi? Ce-mi plăcea mie. Mă dă-i, că tu ai răbdare. Îmi plăcea să bat cu vătătorul ăsta, așa îmi plăcea. Hai să vezi ce face mami. Și cojile de ou, mai filmezi? Da, filmez. Și cojile de ou, le punem la uscat, și care are animale, care are păsări, le zice mai uscată, și le pun într-o fungă, bat cu ceva ca o dată, plecau cu picioare să fărână și le dau la găini. Și mănâncă găinile, e un calciu, de ce să le aruncăm? Da, da, multă lume îi spune la mami, dar mami nu, da. Nu obișnuiește. Eu tot așa zic, că de pe mai ușor, dar este să aruncați două cojile. Adică să le puneți totul și adunea aceea, nu trebuie să le faceți voi. Și am înțeles că dacă se face praf din coș de ouă, să combine cu apă, e foarte bun pentru flori. Da, și pentru flori, și pentru... Acum asta e la fată. Nu, nu l-am bătut bine. Nu, mai bate zahărul. Să pregătim zahărul. Da, după aceea zahărul. Deci n-am numărat ouăle. Câte ouă sunt acolo? 9 ouă am pus. 9 ouă. O să scriem noi și în descriere. 9 ouă, un măr jumate, acum cam vreo 200 de grame de măr acolo. Și atunci am pus o parte al dușului. Eu așa am făcut și așa s-o cotez. Pentru că rămâne cam năcățoasă, te neci. Dacă la un ou,
folosesc o lingură de zahăr și o lingură de apă. Când se bate albușurile, atunci se pune o lingură de zahăr, o lingură de... La câte ouă ai făcut? Eu, dacă am pus 9 ouă, una dată 4 ouă și odată 5 ouă și data am terminat. Și odată cu ouă, cu zahărul, punem și apa. O să vedeți mirea. O să vedeți, da. Că acum ai gălăgie și nu prea s-o înțeles. Acum suntem în formă. Da. Angi, te ajut? Vrei să faci și tu? Da, ce are? Cred că am bătut și eu odată la viața mea, nu știu. Nu mie. Dar hai, fă și tu. Uite-mă că s-a face spumă. Da, s-a face spumă. Uite acolo cine... Mamă, uite acolo ce viteză. La buș, la dolbenușuri, punem praful de foc. Dar asta e prea mult praful ăsta de foc. Păi punem numai o linguriță. Nu, prea mult. Așa pun. Da. E mult. Și le punem aici, peste dolbenușuri. Da. Mai bate, mai bate. Da, numai ca să să audă ce se pune acolo. Așa. Mai trebuie. Și atunci le punem la căldură. Hai că mă duc afară. Așa, deci praful de coc aici, în dolbenușuri. Îl mestecăm puțin și îl punem puțin așa unde e, mă, dar acum e cald și odată o să vedeți câtă spumă face. Așa. Până batem albușurile, atunci asta să vedeți ce spumă face. Au! Au! Okay. Ia stai să văd ce vor să facă. Unde ești? Uite acolo! Uite, cine mai bă? Da, ai văzut? N-ai viteză! Acum toată lumea bate cu bătătorul. Dar așa se face! Da, așa se face, știu că așa se face. Și Natalia. Nu așa! Nu, uite aici la mine. Uite așa și imediat e gata. Uite așa. Să fost dor. Au, Natalia. Au, pe Natalia. Deci, ăsta e, așa se face spuma. Lucru manual. De ce nu cu mixerul, cu mașinăria. Nu, acum să lasă, așa, îl pun aici pe cuptor. Îl pui acolo separat și atunci, separat. Când e gata, până e gata, spuma, nu? Da. Uh-huh. Ok. O să-ți aduce spuma, ca să pună zahărul. So, da. No, gata, s-a făcut? Da. Uite că s-a făcut. Da. Gata. No, s-a făcut spuma. Trei personale au participat la spuma. Una, două, trei, 4, 5. Opa, oh, și acum? Și pui și apă. Una, una, două, trei, vezi? Eu n-am știut 4, asta. 5. Asta no, să bate bine, să mai, no, bate. Mai bate o tură. Mai bate o tură. Acum că trebuie așa mai... Mai spumă, da. Iul. Mai spumă trebuie. Uite, vezi, se bate fain, uite, vezi? De fapt, știi cum să faci, stai să-ți arăt. Dar trebuie să se topească zahărul. Da. Nu, nu așa tare, dar nu? Așa în poziția ta. A.
să ridică rotătorul mai sus. Aha. Nu, așa. Aha, deci trebuie mai... Deci, așa. Am înțeles. Ok. Alea sunt gata. Deci se face repede checul ăsta cu mere. Ce fain arată! Vezi? Dar chiar, uite acolo ce culoare faină, ce, nu știu, e așa frumos. Hai să punem cerețul și mai batem o țâr, mai batem ca să se topească. Dar se topește cu apă, se topește mai repede. Aha, ok. Zahărul, da. Se amestecă mai repede, știi? Una, două, trei, patru. Gata. Deci 9 până acum. 5 și cu 4, 9. Da. Și acum să mai pune apă. Da. Sigur. Una, două. 3, 4. Deci 9 linguri de apă și 9 linguri de zahăr. Da. Deci să faci mai multe ouă, da? Să o căpești o linguri de zahăr și o linguri de apă. Okay. Nu devine așa înnăcăcios, să mă căpești așa, te neci cu, da, da, cu, da, pișcota, așa cum, da, se face. Și devine mai moale. Da. Ok. Nu se face zahăr, am terminat. Asta la urmă îmi punem sau în curente, de multe ori a fost de deschis și gata. Ei, da, da, din cauza de la curent. Punem în tine. Da. Pun cuptorul în priză iară? Hai să-l pun. Uitați cuișorii. Cuișorii. O să pun cuptorul în priză. Deci aici să mă scuzați acum. Când o pun cuptorul în priză. Așa, gata. Acum l-am pus în priză. Și merge automat. Cam la 180 de grade puteți să puneți. Nu trebuie să meargă, da, așa tare, da, să aibă timp să crească, da, aluatul. Cam așa, 180 de grade, da. Așa și punem o foaie de copt. În pipsie. Deci pipsia asta e micuță. Asta nu e așa micuță. Față de a noastră, da. A voastră. A noastră sunt mari. Nu cred că e ok. Și eu cred. Nu, cum e? Ce gust are? Curge. Uite, uite, uite ce fain arată, vezi? A, unde este lingura? Iau lingura asta care ai pus-o în apă, nu? Da, da, poți să iei cu aia. Ia și vezi să-ți mai simți zahărul. Nu mai. Natalia! Hai la tati! Hai să vezi ce bună e. Nu, de acum, las-o. Acum punem gălbenușurile. Ceva, ce, deci gălbenușurile? Nu este, de ajuns. Ce e acolo? Gălbenușurile cu mamă, făină? Ce s-o umflat, cu praful de copt. Da? Numai praful de copt? Da, ce numai praful de copt. Deci are nouă gălbenușuri, nu? Da. Interesant. Vezi, Angie, noi habar n-am avut așa ceva. Da. Mă vezi ce bine că filmăm. Da, eu nici n-am știut că se pune praful de copt și se ridică așa, da, în gălbenușul. Da, și să mai lăsat puțin la căldură, dacă e așa mai cald, așa se face bulbuș. Se ridică tare. Da, habar n-am avut de asta. Nu, no, vezi? Învățăm, cât trăim, învățăm. Nici mami nu știe asta. Nu știe. Făină, așa-i? Trebuie făină. Făină, dar stai.
numai doi puișori. Doi puișori frumoși. Vedeți? Să mai bate un pic până... Mai bate un pic. Păi să mai bate un pic. Nu, serios, Angie, că... Deci eu am știut că checul lui bunică ta e deosebit că am mâncat. Știu, nu, da. Am știut, mamă, dar ce faină, n-am știut de ce e așa faină. Și asta cu gălbenușurile și cu praful de copt, chiar, ha, nici eu n-am știut, uitați. Aici ce fain, s-a făcut ca spuma, vedeți? Deci ca spuma s-a făcut. Așa. Ok, deci ai și făină. Poți să desfaci. Dar și spuma, ce faină. Natalia, hai să vezi de tati. Vrei? Tu știi ce faină lui? Așa, acum se pune gălbenușurile și, nu, care pune, uite, așa faci. Ok. Așa faci. Da, să se amestece, să se omogenizeze. Așa. Mă să omogenizează. Îmi place foarte mult să gătesc, să fac prăjituri. Nu-i păcat să... Nu trebuie să dau cu degetul. Dar nu-i păcat. Dar ce e problemă? N-are nicio problemă. Dar la țară suntem. Exact. Păi, ce să fac? Să le las sau să o dau la cu... Nicio problemă. Nu suntem la patiserie. Și e de la patiserie ce trebuie să fac? Exact. Lucră cu eprubeta? Da, de unde? Da, gata. Acum amestecă bine. Punem vreo am schimbat viteza. Nu tare. Nu. Încet. Să nu se supere. Ai amestecat, stai un picuț. No, stai un picuț. Așa stau. Ce fain arată. L-aș bagi toată supă. Deci arată super, vedeți? Foarte faină. Eu, de fapt, o tornă așa cu ulei, dacă e. Așa trebuie să spunem. 9 linguri de ulei? Da, cam așa. Deci 9 linguri de ulei. 9 linguri de apă, 9 linguri de zahăr. 9 albușuri, 9 gălbenușuri. Și 9 linguri de un praf de copt. Și acum ulei. Așa, iată, tot așa faci. Unde pui uleiul, le iei și la mese. La mese, da. Ok. Dar să nu te grăbești, că noi nu avem gravă. Una, două, trei, patru, cinci, șapte, opt, nouă linguri de ulei. No, cum să nu iasă prăjitura asta ceva wow, când de acum îți vine să mânci? Punem acum făina, 9 linguri de făină. De ce te râzi? De tine! De ce? Că-s așa de concentrat? Da! Păi nu, dacă mai te frână un pic mai bine.
Deci 9 așa. Linguri de făină s-a pus da. Aici. 9 linguri de făină, eu le pun așa. Uh-huh. Asta-te limba. Și tu ca Natalia faci. Acum? Acum am și cu păritii. Ok. Acum, nu, pe margine, ah. Uite. E, pe margine, să iei după margine. Ok. Așa. Acum punem merele. Să pun merele. Înăuntru. Bine, 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 că așa o moșoviesc. Eu... Și acum să punem tipsie. Lasă cum scot afară. Uite, vezi asta. Și dacă vrei să mai faci și alte economii. Da. Că poate să mai economii, ce să faci? Da, aici, așa se făcea, uite, și eu făceam așa. Uite, mamă. Da, da. Da, îți bagi în apă, și gata, la cuvetă, gheată, gata, în, la apă. Eu sunt făcut. Și eu făcut. Uite, și no, gata, gata, tot la... Acum făceam așa. De mult n-am mai făcut cu bătătorul. Dar uite ce fain ieși, vezi? Super, Ani. Super. Trebuie să ne luăm un bătător. Este. Să știi că mai este, da? Da, mai este bătătoare din astea de spumă. Dar știi unde găsești, la... Pe internet? Nu, da, și pe internet. Dar la oamenii ăștia care stau cu tarabele, cu linguri de lemn, știi? Acolo. Și cred că și în Piața Mică este. Okay. Noi n-am căutat. Du-te la măta, da, și spune să-mi dai o țără de cafea. Aha, merg tu? Ok. Da. De, nu, de cacao. De cacao. Ah. Cacao. Ok. Mm. Și acolo pui un pic de cacao, așa-i? Da, punem un pic de cacao, că trebuie asta mai de mult să fac. Și atunci punem peste ea așa un zimzac și intră pe ea și e frumos. Da, să arate și chiar fain. Dar eu aveam finete aceea. Nu, lasă, nu, e mai bine cu cacao, lasă. E mai bine cu cacao. Am făcut, de Paște am făcut cu finete. Și a ieșit bun? Așa nu a fost mătar. Astăzi n-am știut, nu mai am aceeași. Iese și cu cacao. Deci aici o să vin așa frumos, o să vedeți ce fain o să iasă. Mm. Gol. Dacă nu este, este fineti. E destul? Să coloreze un picuț. Ba, este destul. Da. Da, oho. E destul. Să de aici. Cam în jur de 3 linguri de cacao. Maximul 4 linguri. Așa. Și se amestecă bine. Și după aia vine acolo peste aluat. Așa tare. Nu pune așa cum pot, că o să iasă fain. Să vezi ce fain o să iasă. Se pune la cuptor cam 30-40 de minute, așa e?
Depinde. Cam așa, da. O încercăm cu spumitala. Aș face cu degetul să duc, uite cât este acolo. Da. Deci o să iasă o bunătate. Gata. Ok, și acum o să punem la cuptor. Putem cuptorul acum. E bună? Ok. Așa, și o să vă spunem cam cât timp a stat la cuptor, aproximativ. Cam 20 de minute, 30 de minute, așa, să vedem. Da? Asta avem grijă să nu se prindă. Ok. Acolo, deasupra, asta trebuie să pun aici, prin... A, ca să nu iasă... Prin aer. Bubește, asta e lucru bubește. Normal, normal. Dar ne facem treaba. Exact. De Și gata. Și după 10 minute te pot spita la el. Ok. Mai mult nu. Cât e ceas acum? Păi 14 minute. La și 25 de uităm. Ok. Și o să vă arătăm cum e la și 25 de minute. Pentru că cuptorul ăsta... O făcut plăcinte. Câte plăcinte au făcut cuptorașul ăsta, că nici nu le știm numărul. Da. Maica ta are mult loc folosit. Da, străbunica mi-a zis că l-a folosit foarte mult. Asta e. Deci înseamnă că e mai bătrân decât mine cuptorul. Mai, da. Mai bătrân. Termă. Deci, termă. E chiar e vechi. Ok, atunci vă filmăm mai târziu. Eu. Au trecut 10 minute, nu? Da. Cât? A trecut 10 minute. 10. Și acum... Facem proba. Vedem. Wow, ce s-a umflat. Da? Te mai mira. Ok. Nu mai crește? Nu mai crește, dacă mă mir. Deci s-o crescut. O crescut super. Ce mamă, telefonul? O suna cineva? A, vrei să deschid? La și jumătate. Mai uităm. Da, ne mai uităm la și jumate. Să vedem cum e. Natalia, nu vrei să te spăl pe mâine? Ești cam picioasă. Hai să te spăl. Hai. Hai cu mama. Na, Natalia. Ce e aici? Angie. Lasă că deci acum au trecut 10 minute. L-am... probat și încă mai trebuie. Cât mai lăsăm acum? Până la jumătate. Până la jumătate? Mai 10 minute. Ok. Și atunci o facem. Mai vreo 10 minute și gata. Ok. Așa. Deci a stat cam 25 de minute, maxim jumate de oră stat la cuptor. Și acum punem un pic de zahăr vaniliat deasupra, care se topește. Așa încet. Am pus și el un pic, dar avea făcut de fel. Dar ce fain miroase. Bine. El acum să ne să prinde bine că e caldă. Da. Deci arată bine. Și acum lăsăm să se răcească, așa-i? Nu se poate. Da, trebuie să lăsăm să se răcească. Mă tăiem checul cu mere. Colecit un pic. Da,
Arată bine, uite. Hai. Pui lisom. Păi acum e ora lor de nani. Da, nu, doamne, ia să dispar acele cerbeară. Da? Că nu mă vede acele deară. Apoi ies afară și zic, ce aveți? Nu mă. Apoi odată taci din gură. Deci, uitați ce bine arată. Foarte fain. Dar bine ai zis că cu finetii ar fi arătat mai bine. Dar și gustul ar fi fost altfel. Da, ar fi fost și gustul mai bun. Eu am finetii ăla care e în bucătărie, în dulap. Deci sus. Cu finetii, credem, ar fi fost mai bun. Ai auzit? Da. Am finetii și facem mâine și noi. Uite aici. Claudia! Mamma mia! Nu te duci tu până la Rodica? Acum am fost închisă în poartă. Închisă? Sună mulți. Nu au venit. Sună mulți. La mulți, da, că acum e ora să mulgă vacile la ora 8. Întotdeauna, așa știu eu, dar mai de mult. Dar aș mai vrea ceva. La ora 8 să mulge vacile. Ei tot timpul au avut vaci, așa e? Rodica. De mult timp au avut vaci, așa e? Tu, Pușa, dacă nu-ți trebuie acum, las că ți-aducem noi duminică. Ei, da, duminică. Deci, că aceea trebuie să vorbești cu ea de dimineață ca să... Da, da. Deci, Rodica e o soră de-a noastră, o cunosc de când era mică, mică. E o femeie foarte, foarte faină. Uitați ce bine! Wow, ce fain arată! Vedeți ce bine arată! Super! Super, super arată! Cum te așa, dar așa e bine! Da, e bine, e bine! No, gata. Te ajuns acum. Abia acum hai și să mâncăm. Păi normal, hai să gustăm. Deci. Mama mia. Așa de mult, așa de... Foarte, foarte bune. Deci încercați și voi acasă. Credeți-mă, e foarte, foarte bun. Nu știu cum să vă arat. Da, nu te deci cu el. Da. Deci arată super. Unde era cea? Sus cu Natalia. Deci, n-are rost. Încercați și voi acasă. Chiar e foarte, foarte bun. Uitați aici, vedeți? Încercați și voi acasă. Că nu-i mare lucru de făcut. Mulțumesc că ne-ați urmărit și da. Vă zic la revedere și numai bine, sănătate și noroc. Voi da. Bună. Și doamna bunicuță. Tu ai numărul de telefon al numărul ăla? Și noi ce să vă spunem? Pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi. Să vă poate regrijă. Da. Și uite, noi mai venim și noi. Mai venim, da.
Da. Când avem timp n-am așa ocazional. N-am fost toată iarna, nu am fost, dar nu că n-am fi venit noi la bunica dacă ar fi știut pe sângură, Doamne, pe. Dar dacă e fică sa cu ea, da. Atunci avem, avem, cum să zice, cine să umble după ea. Da. Că altfel n-am lăsat-o noi așa. Poate chiar aș aduce la mine. Ma nu vrea? Unde sunt șase găini? Găinile, da. Nu și le lasă. Am văzut un cocoș pe internet cum a cântat până a căzut în fund. Eu am trecut cocoșul. Am trecut cocoșul ei care cântă numai și gata. Da, cântă într-una cocoșul. No, bine. Vă lăsăm. Pace, la revedere.